Cristo, abonează de Iacos. Păi de ucă a oferut stăuă pe Gheze Cristian, e alien în a, acaba viu. Dacă ne sucăt, s-a picat la pas, e cu tu sinogros, avar. Dânsu, picat la pas, chemi. Pe Mosco, pe Rașa, pe Rusia, o cu Mosco, la Gheze Cristian. E Mosco, teologica, academii, oana, e vădai, halafi. Tu vă rapat acem, Salvatie, San Paul, Omo, San Paul de Maream, e San Daucu, e de la Amin, dar cu noi de pe Ivanos, că dăm, e de la Asadadari, e de pe Paranciu din Contrei de Cristian, dar la Casa Tumă, la Casa Lama, la Aicio, în Manal, la Cium, în Coana, San Daucu, a Paracin, la Ula Pita Hemanu, Fahar, la Cium, la Salam, la Dabrasan, ia pata cine s-a lucru, am putut cu Amchidan, de-a Tautut, bătălie de-a zis celeț, de-a gândit asta o rătăcan. E tăclaia m-a lucru, e s-a lucru, de joci, nu vrea, nu vrea, nu vrea să-l său. Asta m-a ce om, i-a tăcut la sumpăt, am urmit ca altu, e în urmă, nu mi-i căpa, vă zi ma, ea că vreau vândând. E tăcut la anul, vă zi va, că te să tău ca Amchidan, e ca un tău mult, e cât dus, apatea cin, e tăclaia m-a Bărbatul meu este un bărbat de lemnă. Mă rog să ați asalul meu să n-am iată tătălul lui, iar bărbatul meu o tăia pe bunătăt, dar în dezigur giroț, pe Rusia Ortodox, pe Cristian Mătău, iar în bărbatul meu ca la cinta gândău, iar pe bărbatul meu din Iandu, în ea tăia de ce ne gărea o iazin, giroțul e pe lecătă negă picea, iar dar un giroț, Demitalogov, Cucuz Sinodos Cusani, Cucuz Atafacin, Oda Mosco, Hedon, e mergem mereu în cuvinit, dar s-a lasat în Pohara, că ori tu avea cu Senatul, dacă nu am rege în zămâni o păie, ca să mă cumătă oameni până aici o păie, e gara cu niciună tău mai aldo, e în urmă, ca să mă cătău, iau o Cucuz în Atacău, că Mosco e Rusia Ortodox Patriarh Kirinca, e gara cu ei tânasul în mandat al Păgău, dar mai nu s-o acara, Bezea măsărăt, e gara comitie că Paulumar, că Etiopia Ortodox la Orientă Cristiană, că Rusia Ortodox la Orientă Cristiană, e gândit e gara comitie măsărăt al drugu, bătălea e cu zătăruci, la Orientă Orientă Cristiană, în Balcă, bănii cu teoci, e gara săravăci măsăru, bărcată uiituci, să lărgă. Că ziust andu, e tânărt uiit nou, bărcată că la cine e mântuit mă la Căsălam de Aniaciu, ቀደም ሲል ከ30 ዓመት በፊት በነበረው ግንኙነት ሩሲያ ሄደው የተማሩ ልጆች ናቸው። በአጋጣሚ ግን ዛሬ አብሮ ተገኝተው በሩሲያ ቋንቋ ልጆቹ እያስተማሩ ይገኛሉ። እንዲሁ ያንን ለመቀጠል ከቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ጋር የዩኒቨርሲቲው በመካከላችን የአስተዳደር ጉዳይ ምክትል ፕሬዚደንት በመካከላችን ይገኛሉ። ከዩኒቨርሲቲው ጋር ውይይት ለማድረግ ዩኒቨርሲቲው ጋር አብረው በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት ነው የመጡት። ሁለተኛው ጉዳይ እሱ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ያው የቅዱስ አባታችንን በዓል በመካከላችን ተገኝተው እያከበሩ ይገኛሉ። ከሩሲያ የመጡት ልዑካን አምስት ልዑካን አምስት አባላት አሉት። ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ቄርሎስ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሞስኮ ቴዎሎጂካል አካዳሚ የቅድስት ስላሴ ገዳም የበላይ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ቆሞስ ሄርሞን አባ ስቴፋን በሞስኮ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት የውጭ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ቀሲስ ፓቬል የሞስኮ ነገረ መለኮት አካዳሚ ምክትል ኃላፊ ናቸው። ሊቀ ዲያቆን ሰርጌ የሞስኮ ነገረ መለኮት አካዳሚ የኦሪየንታል ጥናት ምክትል ኃላፊ ናቸው። እንደገና አብረዋቸው ያሉ የቴዎሎጂ ተማሪና የዚሁ የውጭ ጉዳይ ፕራክቲሽነር በሚሉት እነሱ የውጭ ጉዳይ ስራን የሚለማመዱ ዲያቆን እና አገልጋይ የሆኑ ሮማን የሚባሉ በመካከላችን ይገኛሉ። እንግዲህ በጋራ ከመናታችሁ መላችሁ የዚህ በዓል ከበር ስነግራቸው ነው ባክን ድንችል ደብረ ማመስ የለን ባይሆን እንኳን አዲስ አበባ እንድናገረው ብለው ስለጠየቁ ብዙ አባታችን አማነት ሊቆስ የጋራ ኮሚቴው በእኛ በኩል ሰብሳቢ እንዲሆን ብዙ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሚመለከታቸውን አባቶች አስፈቅደን በብ
We are celebrating today the translation of the relics of St. Aclimanus, and it is an important festival with a special covenant given to the saints by our Lord Savior Jesus Christ, that all the children of St. Aclimanus, for all corners of the world, will gather to celebrate your feast on this particular day. So we welcome you, and we also ask your blessing for our gathering. And with us, we have our Archbishop, the member of the Holy Synod, His Grace Archbishop Heriakos, Archbishop of Italy and surrounding dioceses. And we have important scholars of the Church today gathered here, and also the youth and all members who take the Orthodox of our Church around this parish. So I have described that the relationship that established between our two churches, the Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church, and the establishment of the Joint Commission to facilitate and strengthen the joint programs we have carried out here. Thank you for coming with us. Yes.
የበለጠ ለማጠንከር ነው ይመጣል። በዚህ ዓለም ላይ ብዙ መከራዎችና ብዙ ፈተናዎች ያሉት ስለሆነ ይህን ሁሉ ደግሞ በጋራ እንድንወጣ ያለንን ግንኙነት የበለጠ ለማጠንከር ነው ይመጣል። Gracias.